Bună! Bună! Ce ne poți spune despre proiectul vostru? În primul rând pot să vă spun că suntem o echipă de studenți și împreună am proiectat și construit o casă solară, casă cu care am participat în 2014 la competiția solară Decathlon de la Versailles. Am participat tocmai cu această casă, ne-am întors înapoi în București, unde am reconstruit-o și este acum primul centru de cercetare a condițiilor de confort. Ce vă doriți să faceți pe viitor cu această casă? Avem foarte multe obiective de viitor. În primul rând vrem să conștientizăm, să responsabilizăm oamenii, să ne facem proiectul cunoscut, să cunoască povestea noastră și să afle despre noile tehnologii în ceea ce privește sustenabilitatea și construcția de case sustenabile. Ce tehnologii sunt folosite în construirea acestei case? În primul rând, fiind o casă solară, ne bazăm pe energia produsă de soare. Avem panouri fotovoltaice pe terasă, acestea produc electricitate, iar pentru a fi cât mai sustenabili, avem foarte multe sisteme pasive, sisteme care nu folosesc energia electrică. Pe viitor, această casă poate fi locuită? Ea a fost gândită ca parte a unui complex rezidențial. Industrializarea este chiar un obiectiv de-al nostru. Încă mai avem de lucru la partea aceasta, dar este o luăm în considerare. Când credeți că va fi atins acest obiectiv? Când va fi gata acest complex rezidențial? Nu avem încă foarte multe detalii despre acest subiect. Deocamdată avem prototipul pe care vrem să-l promovăm. Și este un lucru la care ne vom gândi în continuare. Mulțumesc și mult succes! Mulțumesc și eu!